Antonia a mers puțin prin casa băieților, apoi a ajuns în bucătăria fetelor. Acolo era și Cristian, s-a așezat la masă și a pus ceva să mănânce. Apoi am văzut o că discuta cu Cristian. Spunea că a făcut not Antonia și că îi place foarte mult sportul. A zis că vrea să mai zlăbească, că s-a îngrășat de când este în emisiune, și îi zicea lui Cristian că a văzut materialul cu ea și cu Cristian din prima săptămână și a observat acolo că era mult mai slabă. Zicea că a făcut în nod, dar s-a lăsat la un moment dat pentru că a făcut pneumonie. Cristian, în câte înțeleg, a făcut și el în not în același loc în care Antonia mergea să, să facă în not și spunea că și el s-a oprit la un moment dat la 23 de ani pentru că avea o problemă cu clorul, a făcut o reacție urâtă, o alergie, îi curgeau foarte tare ochii. Antonia îi povestea că ea era foarte bună la viteză, nota foarte repede. Iar Cristian ne zicea că notul dezvoltă foarte frumos, e ceva asemănător cu alergatul, te și relaxează și dezvoltă și musculatura.